Bună! Sunt Ana și astăzi vom vorbi despre un amestec foarte popular, partea kitului dotera Home Essentials. Amestecul R este un amestec pentru respirație. Am, un amestec complementar lui R este RX. Ne am pe amândouă aici, R și RX. RX este numit și uh, uleiul sau amestecul curățării și al Clarității. Amesteculer conține uleiuri esențiale de frunze de laur, mentă, eucalipt, arbore de ceai, lămâie, ravensara, cardamom. Se poate utiliza aromatic, topic, nu este un ulei fierbinte, deci se poate folosi și nediluat. L-aș recomanda totuși în anumite zone diluat cu cocos fracționat. Va susține sistemele corpului, în principal respirator, dar eu l-am mai folosit și pentru digestiv. El este bun și pentru sistemul osos muscular și pentru sistemul conjunctiv. R poate susține organismul în provocări sau diagnostice ca alergii, apnee, lucru care nu ne va lăsa să dormim noaptea uneori, artrită, asm, bronșită, congestie nazală, conjunctivită, eliberează căile respiratorii, este un suport muscular, se folosește în fibroză chistică, în inflamațiile sinusurilor, chiar și pentru păduchi, pentru că are în componență arbore de ceai, piciorul atletului, reflux gastroesofagian, este folosit în cazuri în care suntem dezenergizați pentru vitalitate și revigorare. Se folosește foarte mult în cazul de sfărăit și eu l-aș recomanda pentru un succes garantat și aplicarea combinată a lui Air în difuzor, dar și pe degetele de la picioare, a uleiului de cimbru fiecare seară. Calmează și liniștește tusea, este energizant, poate ajuta în cazuri de febră din cauza care are menta în componență, promovează un somn liniștit, este suport pentru sinusuri, poate ajuta în stării de oboseală mentală, iar ca și emoțional ne ajută în stării. Pozitive pentru a genera niște stări pozitive de vindecare, încredere, deschidere spre nou, poftă de viață. Ne, a, ne aduce să, în punctul în care ne simțim că avem un suport emoțional. Ne ajută să fim receptivi, concentrați, promovează curajul, încrederea, siguranța. Așa cum spuneam, este un amestec care calmează mentalul. Metode de utilizare. Air se folosește doar topic și aromatic, topic masat pe zona pieptului, pe spate, mai ales în cazul de provocări respiratorii, în răceli dă o senzație de răcorire și revigorare. Masat pe proiecția nasului aici și în cazul ăla eu vi-l recomand să vi-l diluați în o de 10 ml cu cocos fracționat. Pentru nas aș putea spune, puteți spune 20 de picături de aer. Se poate folosi pe coloană în masaj pe coloană și tălpi, repetat pentru povăcării respiratorii persistente. Aplicat pe tâmple, pe ceafă, pe încheieturi, pentru energizare, suport nervos, disconfort la nivelul capului, disconfort la nivelul încheieturilor. Aplicat pe zona abdomenului superior pentru refluxul gastrofaringian împreună cu Zengest. Ca și folosire aromatică, în difuzor simplu s-a combinat cu alte uleiuri esențiale pentru alergii și probleme respiratorii, dar nu numai difuzat pentru a avea un somn odihnitor, pentru, cum spuneam, a preveni sfărăitul, mirosit din palme, pentru desfundarea nasului și ușurarea respirației, tot din palme, folosit în căuș cu ochii deschiși, apropiat de, de ochi, pentru că are arborele de ceai și folose, se folosește în conjunctivită, difuzat în spații închise pentru a purifica aerul, inhalat după ce a fost pus în sare, sare de mare și apoi pus în apă fierbinte. Dacă tot vorbim de inhalant, aici aș putea spune în primul rând să se țină cont că sunt foarte potente și o picătură de ulei esențial este suficientă. Ce uleiuri se mai pot folosi în inhalanturi? Aș recomanda pe cele de lavandă, Mușețel roman, tămâie, lămâie, n-aș recomanda. Menta este foarte tare, arbore de cea și este foarte tare, dar puteți încerca și adapta nevoilor proprii. RX este formula care se poate lua intern. Totera au încercat ei să abordeze holistic problema respirației, folosind și. Cele două se completează foarte bine pentru că cealaltă rx se poate lua intern. Conține lițeia, tangerin, grefruit, tămâie și cardamom. Poate susține corpul în restabilea echilibrului în situații de disconfort la nivel respirator, la nivelul articulațiilor, la sistemului digestiv și a funcției cardiace. Împrospătează când este aplicat local, calmează pielea reducând apariția imperfecțiunilor din cauza prezenței uh, lițeiei și a tămâi, susține manifestarea intuiției, ajută în detașarea de vechile energii negative din trecut și consolidează manifestarea de noi începuturi. Se folosește intern, sublingual, o puțin, dar eu totuși recomand acolo unde se poate să se folosească sublingual pentru a da voie capacității bucale să se pregătească pentru a absorbi deja uleiurile și a intra într-o stare de vindecare sau a menține într-o stare de vindecare tot timpul. Se folosește în capsulă vegetală pentru cei care nu doresc sublingual. Se folosește în combinație cu air, simplu, dar doar pentru aplicarea topică sau aromatică. Ca și produse derivate, ei mai au air touch, deci este cel la 10 ml, dropsurile și mai au Air Vapor Stick, care este sticul cu ulei esențial care se poate aplica direct pe, pe piept fără să mai punem mâna, este foarte ușor de luat cu noi undeva și aplicat direct pe față, pe spate, pe tâmple. Toate se folosesc pentru a ajuta corpul să treacă peste acele provocări, fie sezoniere, fie o răceală mică, fie o răceală mai complicată, probleme nazale, ochi roșii, așa numitele alergii. Nu uitați de cauza emoțională, ele apar primăvara și sunt puse pe seama polenului. În, cea mai, în cele mai mari uh, multe cazuri, dar de multe ori noi la aso uh, asociem cu un uh, subconștientul nostru, asociază și scoate la iveală, de fapt, o problemă neplăcută petrecută în viața noastră. Mai de mult în același sezon în care coincidență era și polenul. Și ei, de fapt, este un plâns sufletesc care se tot repetă pentru a rezolva acea problemă emoțională. Trebuie să vă gândiți când a început și derulați filmul cu ce ați fost supărat, și atunci ar putea să vină acel click prin care puteți găsi cauza emoțională pentru care se repetă, și să ieșiți din acea șină. Șina este ceva ce conflictul se repetă și de fiecare dată senzațiile de nas înfundat și așa mai departe se repetă. Recomand pe lângă, în cazuri de, așa zis, alergii, pe lângă R și RX, recomand 3 în tri, tri, sunt capsule, care sunt combinație între lavandă, lămâie și mentă. Le puteți lua de 2-3 ori pe zi, seara poate chiar doza dublă pentru cazul în care nu puteți dormi și aveți nasul înfundat. Se pot face capsule separate cu lămâie, cu lavandă și cu mentă. Dacă tot decide să le faceți în capsulă vegetală separat, eu vă recomand să puneți și arbore de ceai și chiar cilantro. Și bineînțeles nu uitați cauzele emoționale, nu uitați că pe fond de foarte multe toxine corpul scoate foarte mult mucus, pentru că așa scoate el în afară toxinele, numai cu, prin muci. De exemplu, prin tuse, prin febră, prin ochi care lăcrimează, chiar și cu erupții pe piele. Un lucru foarte bine de știut este că în timpul când suntem la lucru, creierul ne ține în funcție să putem să ne facem treaba și atunci când suntem în concediu sau chiar în weekend, tocmai atunci zicea ai relaxat, acum dăm drumul în faze de detox și de multe ori lumea se îmbolnăvește exact în concedii. Sunt cauzele care, emoționale care au fost trigăruite, începute mai de mult și au ajuns să fie date drumul de creier pentru că nu mai putea să le țină acolo și a nebunea, dă drumul și face deployment pe corp și așa vă treziți cu, în concedii cu probleme. Pot să fie nu numai alergii, pot să fie și altele în funcție de ce probleme emoționale și conflicte simțiți. Am să vă spun foarte pe scurt câteva combinații pentru difuzor, pentru curat și fresh, două picături de RX, o picătură de eucalipt, o picătură de lemon, o picătură de limă, pentru aer curat, două picături de aer, două picături de uh, rozmarin, două picături de lavandă, pădure umedă, două picături RX, două picături er o picătură grapefruit, trei picături uh, Siberian Fir, ia o gură de aer, două picături de RX, două picături de aer, o picătură de tămâie, trei picături de Wild Orange oprește tusea, două picături de R, două picături de RX, două picături de vetiver, două picături de eucalipt, vise frumoase, două picături de R, două picături de vetiver, două picături de clarisaj. O să pun poza și vă puteți face o copie. Dacă v-a plăcut materialul, vă rog să dați like și subscribe. Vă aștept pe viitor!